Surprins să aflu că foarte multe intervenții au fost făcute la el. Așa că a fost altă confirmare, practic, când am văzut că și alți prieteni de-ai mei, cunoștințe de-ale mele, și-au făcut intervențiile tot aici, neștiind că și le-au făcut aici. Așa că n-am mai stat pe gânduri, am venit direct la domnul Ionsar, mi-a făcut o evaluare, un assessment, mi-a arătat cam până unde o să poată să-mi pună păr, mi-a explicat beneficiile pe care le-am, mi-a explicat să am răbdare, că după o să scadă părul și așa mai departe și tot părul pe care îl pui după 3 luni cade și după aia începe procesul de vindecare și procesul de creștere. Foarte important, cred că mai important decât implantul în sine, acolo domnul doctor își fac treaba în Turcia exemplar, după la clinică, iar tot staff-ul este orientat către tine, către nevoile tale, deci te vei simți super super la punct aici, adică vei avea toată atenția necesară pentru a-ți îndeplini practic obiectivele care vii. Domnul Sar tratează mult mai multe patologii decât această calviție, el are și cu diabet și cu mai multe chestii aflate la dânsul pe pagina clinicii. Stafful de aici impecabil, stafful din Turcia, ai translator, ai se dă pauză, poți să întrebi orice întrebare, se ia analize înainte, după, ți se explică foarte bine, foarte în detaliu, nu există barieră lingvistică. Ce să mai, e super bine, ești super bine primit acolo și totul este bine pus la punct. Cel mai important lucru după implant este să ții cont de tot ce ți se spune la clinică. Să ții cont de acele 10 zile, felul în care dormi, să ții acea gutieră, suport de gât pe care ți se dă de la spital. După să-ți faci acele PRP-uri, mi se par foarte importante, da? Deci după tratamentul de PRP este super important, tratamentul cu laser este foarte important, deoarece căderea părului este un factor degenerativ. Eu fiind cadru medical știu foarte bine ce înseamnă un proces degenerativ. Și clar trebuie să ai mult mai multă grijă de o predispoziție genetică în a-ți cădea părul versus o persoană care nu are această predispoziție și are păr și la 80-90 de ani și la vârste înaintate. În momentul în care ai predispoziția asta, va trebui toată viața să fii atent, să suprastimulezi zona respectivă, să ai grijă de ea, să-i faci un PRP, să iei niște multivitamine, să iei anumite tipuri de șampon și așa mai departe. Deci e super important să ai grijă practic toată viața de cum ai grijă de dantură sau de alte părți ale corpului, de coloană, cum tratezi o coloană și articulații, așa va trebui să aveți și voi grijă de părul dumneavoastră, mai ales dacă aveți o predispoziție genetică în direcția aceasta. Procedura a durat nu mai mult, nici mai puțin de, în cazul meu, 3600 de fire au fost puse de grefe, a durat undeva la 5 ore. Ce îmi place versus alte, m-am interesat puțin așa în piață, toată infrastructura creată acolo, da? Intri, analize, ți se explică ce e de făcut, nu doare nimic, adică dacă m-a să-mi făcut analize până acum, până la vârsta asta, cu siguranță nu doare nimic. Deci intri pur și simplu acolo, se fac un set de analize, să vadă dacă nu ai anumite probleme, dacă nu ai, eu știu, tromboză venoasă sau hemoglobinele sau toate să fie în parametri optimi. Apoi, practic, ți se face o anestezie generală, dar este doar parțială, deci practic o să te simți așa puțin, îți scade nivelul de anxietate și de stres. Apoi se începe cu anestezia locală, deci prima dată se face o anestezie prin branulă, nu simți absolut nimic, nu simți, am auzit povești cum că ar durea când acele injecții când îți intră în scalp, dor și așa mai departe, nu e cazul, eu n-am experimentat așa ceva, cât și eu și fratele meu ne-am operat în aceea zi, el, bineînțeles, dacă fiind frate meu, a moștenit cam același bagaj genetic ca și mine și practic ne-am operat amândoi odată și lui a crescut părul foarte, foarte bine. Ce să mai, suntem foarte mulțumiți, totul acolo a fost pus la punct, nu doare deloc. Infrastructura care este acolo, practic oamenii, te vede prima dată domnul doctor care îți face modelul și așa mai departe, ești tuns, ești dus în sala de operație, ți se dă pauză, mănânci ceva, continuă, sunt 2-3 persoane care lucrează în același timp să-ți pună grefele respective în păr. Deci de aia și stai puțin la operație. Am auzit operații din România care stau câte 12-13 ore. Probabil din lipsa de infrastructură. Ei având tot staff acolo și treci dintr-o procedură în alta, totul este mult mai rapid. Rezultatele sunt foarte bune, după cum vedeți.
Și ce să mai, nu doare deloc, după e normal să ai grijă după operație, până îți dă pansamentele jos și așa mai departe. Dureri, disconfort o să ai după câteva zile, dar un disconfort care merită, nu este ceva nemai văzut sau ceva foarte, foarte dureros. Să fiu sincer, de la o scară de la 1 la 10, eu fiind fizioterapeut, dau mereu scară durerii pentru că lucrez cu durere și eu. Și vreau să spun că eu fac acupunctură, de exemplu, și acupunctura mea doare mult mai tare, acul respectiv pus în piele, doare mult mai tare decât procedurile pe care au fost făcute acolo. Nu simți nimic, pur și simplu se pun grefele respective, după să fiecare în funcție de cum rezonează, dar o să se umfle puțin aici, o să fie inflamată în zona respectivă, zona scalpului, trece în câteva zile. Foarte important să se țină cont de toți parametrii, nu efort fizic, nu alcool, nu, tot ce dau domnii doctorii ca și contraindicații trebuie ținute cu sfințenie. Altfel, automat că apar și problemele și după tratamentul în sine. Deci acolo totul impecabil, au toată infrastructura, oamenii respectiv cu asta se ocupă. Deci de dimineață până seara asta fac, se vede treaba asta de la timpul la care stai, pentru că nu e atât de mult, la felul în care pacienții rezonează. Ai translator, ai tot ce trebuie. Deci practic m-am simțit că intru într-un loc în care mi se fac toate procedurile până ies afară. Deci după am ieșit prin oraș, am mâncat, am stat, adică nicio problemă. Nu mă simțeam deloc nasol. Ba chiar am ieșit toată ziua. Pe acolo m-am plimbat, am vizitat Istanbul. E și un oraș foarte frumos. Mi-am luat câteva zile înainte și mi-am făcut un city break. După aia m-am legat cu tot operații. Am stat vreo o săptămână în Istanbul, pentru că e un oraș superb, ai ce vizita acolo, ai ce face. Mi-am dorit foarte mult să revin la forma inițială. Practic am început să îmi doresc din ce în ce mai mult, deci după, acum am 29 de ani, de pe la 24-25 de ani am început să îmi doresc din ce în ce mai mult. Și e bine să-l faci mai devreme decât mai târziu. Multă lume vrea să facă când deja au o calviție foarte mare. Deci practic dacă ai stilul Băsescu, mai ai păr doar pe aici, probabil o să se prindă ceva implant, dar puțin. În momentul în care ai grijă și de firul tău de păr pe care a mai rămas acolo și îl hrănești, îți faci un PRP, ai grijă la tipologia de șampon, ai grijă la balanță, îți explică și de tot ce ține de hidrotestosteron, de tot ce ține de hormoni, da? Ar trebui să aveți mare grijă și la hormonii androgenici, pentru că dihidrotestosteronul este hormonul care practic favorizează această cădere a părului și picul lui ca nivel de vârf este după adolescență, deci la maturitate, ca să zic așa, apare picul ăsta de dihidrotestosteron, de la ăsta ne cade părul și trebuie să aveți grijă și pe partea de hormonală. Medicii din Turcia și domnul Însar aici la clinică vă explică și puțin despre partea, bagajul hormonal, ca să zic așa, pentru că ăla ne influențează foarte mult. Deci mi-am dorit foarte mult, de 5-6 ani mi-am dorit treaba asta. Acum, după un an de zile, sunt foarte mulțumit și sincer să fiu, pentru că nu m-a durut nimic și am avut o experiență plăcută de a-ntreg cu toată experiența respectivă. Vreau să mă repet după un an, deci am un an și o lună de zile, la un an jumate vreau să fac îndesire. Deci sunt mulțumit cap coadă, dar am zis să mă mai duc o dată, să mai pun câteva fire, să-i mai fac o îndesire. Deoarece experiența a fost foarte bună și ai atenția necesară, ai tot ce trebuie, nu doare, de ce să nu îți face o podoabă capilară cum ți-o dorești. Mi se pare că îți aduce un plus valoare în viață, stima de sine crește, mai ales în perioada aceasta în care avem din ce în ce mai multă anxietate și stres din viața cotidiană. Un plus valoare pe look, eu cred că aduce mult.